Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Am să vă fac astăzi o etalare cu sibilele norocului, sibilele loteriei, pentru a afla care sunt numele norocoase pe care le puteți juca la loterie în acest weekend și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, varianta cu piatra roșie, verde sau albă. Gândindu-vă așadar la acest weekend, care sunt numerele voastre norocoase, care sunt numerele care ar putea să, pe care ați putea să le jucați și să câștigați la loterie. Concentrați-vă, alegeți-vă varianta cu care rezonați, roșie prima, verde a doua, alba a treia și să vedem așadar care sunt numerele voastre norocoase. Deci să vedem pentru prima variantă, varianta cu piatra roșie, care sunt numerele norocoase pe care voi le puteți juca în acest weekend la loterie în funcție de țara în care vă aflați, pentru că vor fi numere de la 1 la 90, așadar din aceste numere care vă ies, jucați pe cele care aparțin loteriei la care voi jucați în țara în care vă aflați. Pentru că nu în toate țările se joacă de la 1 la 90, sunt țări care se joacă de la 1 la 49, cum e România, dar în alte țări se joacă în numere de la 1 la 90. Așadar, haideți să vedem pentru cei care ați ales prima variantă a pietrei roșii, ce numere sunt norocoase pentru voi pentru acest weekend, weekendul 31 iulie, 2 august. Așadar, să vedem ce numere puteți juca voi la loterie în acest weekend. Am să vă dau și partea pozitivă a numerelor și partea negativă, pentru că cărțile au practic două fețe, o parte pozitivă în funcție de cum ies. Voi le alegeți pe cele care vreți să jucați. Partea pozitivă sunt 35-19, celălalt număr 53. Ceea ce îmi vorbește despre faptul că în acest weekend poate chiar veți avea ceva de petrecut, veți avea un botez, vreo petrecere, vreo nuntă și poate să aveți și chiar parte de dragoste dacă vreți să iubiți, dacă vreți iubire trebuie să iubiți. Dar trebuie să fiți atenți la invidie, la gelozie, la calomnii, la neplăceri, la înșelătorii, la certuri și să știți că cine se scuză, se acuză. Așadar, am scos 6 numere, 6 cărți, da? Și am să vă dau, așa cum am spus, atât numerele pozitive, cât și cele care sunt mai puțin, în care au ieșit în partea negativă. La voi a ieșit numărul pozitiv, partea pozitivă a cărților, mi-a ieșit 28, 46, 27, 58, aveți doar 4 numere, așadar, da, iar celelalte care sunt pe partea negativă sunt 60, 82, 64, 72, 85, 30, aici sunt toate 6. Ceea ce îmi spun mie cărțile aici, în schimb, să vă dau și ce mi-apare pentru voi în acest weekend, îmi spune că puteți cunoaște pe cineva, avea un bărbat sau vă veți întâlni cu un bărbat, o persoană cu care vă puteți distra, o persoană veselă, puteți avea un succes, da, niște întâlniri amoroase, poate chiar. Satisfacție chiar vă pot veni și cu niște câștiguri, poate pentru unii daruri, poate să fie, da? Poate să apară așadar, am zis, o idilă pentru unii dintre voi, o petrecere, o dragoste, dar trebuie și voi totuși să evitați certuri, discuțiile, bârfele. Cam asta e ce văd la prima variantă. Și haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra verde, să vedem care sunt numerele voastre norocoase pentru acest weekend cu care voi puteți câștiga la loterie dacă doriți să-i jucați. Să vedem ce numere sunt pentru voi pentru acest weekend, 31 iulie, 2 august. număr și 54 partea negativă îmi spune că veți avea de-a face poate cu niște critici în acest weekend. Atenție cu cine aveți de-a face, că puteți avea de-a face cu persoane care sunt critice, care încearcă să vă provoace la ceartă. Aveți niște dușmănii, poate persoane care vă dușmănesc. Trebuie să fiți atenți. Și să vă spun numerele pozitive care au ieșit, 78, 48, 59, 43, 4, iar cele care sunt în partea negativă a cărții sunt 15, 84, 13 și 20. Așadar, voi jucați pe cele care considerați, chiar pe toate, dacă doriți, sau doar cele care doriți voi. În orice caz, puteți avea niște surprize în acest weekend, chiar și niște dubii, poate,
Cineva totuși se interesează de voi, vă ajută, o femeie poate mai matură, apar niște avantaje, sau veți primi poate o propunere să îngrijiți poate de vreo persoană mai matură, pentru că și trebuie să fiți poate mai modești, să nu pretindeți prea mult. Apare pentru unii dintre voi chiar posibilitatea să vă căsătoriți. Da, deci este posibil să vi se ofere poate propunere în căsătorie cu o persoană mai matură. Apar niște vești, niște noutăți la voi aici, poate chiar niște câștiguri. Niște câștiguri pot să apară chiar la loterie, da? Deci poate să apară niște rezultate pozitive, așa jucați. Apar vești în orice caz la voi, așteptați-vă la vești în acest weekend, vești pe neașteptate, mișcare, poate drumul și călătorii, dar și vești, câștiguri, vă puteți echilibra bugetul. Și totuși trebuie să fiți atenți la înșelătorii, la trădări, la minciuni, la persoane care încearcă să vă atace pe la spate, care încearcă să vă facă neplăceri, da? Deci, am zis și dintre ele că aveți niște dușmani, par niște tineri care încearcă să vă provoace, să vă atace, să vă hărțuiască, poate chiar, da? Deci, posibil și acest lucru, poate va trebui să apelați la justiție, să vă faceți dreptate, să nu mai aveți teamă, da? Și să apelați la justiție. Cam asta este și la a doua variantă. Și haideți să vedem și la varianta cu piatra albă. Care sunt numerele voastre norocoase pentru loterie, pentru acest weekend? Ce numere ați putea juca ca să câștigați? La voi s-a întors deja o carte, 81-18, da? Deci puteți să primiți un ajutor. Numerele voastre pozitive, norocoase, sunt 10, 58 sau 85 negativ și îmi vorbește despre faptul că puteți avea de-a face cu o persoană, persoană serioasă și chiar cu care puteți avea o idilă chiar. Da? Deci puteți avea o idilă cu o persoană mai serioasă, persoană mai bună. Numerele voastre pozitive, norocoase pentru acest weekend sunt 59, 43, 31, 2, 21, 47. Cele negative, în partea negativă a cărților, sunt 13, 25, 11, 12, 74. Și cărțile îmi vorbesc despre faptul că apare ceva la voi, apar noutăți, câștiguri, niște rezultate pozitive pe care le așteptați, vești pozitive. Totuși trebuie să fiți atenți și voi la trădări și înșelătorii, da, atenție la înșelăciuni, că pot să vă aduce tristețe și pagube. Da, aici puteți avea de-a face chiar și cu lumea ocultă, cu persoane false, da, persoane care înșală și mint. Trebuie să fiți mai deciși, da, trebuie să faceți niște clarificări, poate, în anumite situații. Pot apărea niște contratimpi, niște întârzieri într-o anumite situații. Gândurile curate vă aduc mai mult succes, mai multe reușite. Poate apărea chiar o dragoste platonică și apar chiar câștiguri. Pentru că mi-a și reușit aici completă un rezultat foarte bun, mai bun decât vă așteptați. Deci, jucați la loterie că mi-au apărut aici chiar monedele care îmi vorbesc de bani, da? Și apare un rezultat mai bun decât vă așteptați voi. Pe neașteptate chiar poate să apară reușită completă. Da, deci jucați la loterie. Cine nu riscă, nu câștigă. Acum bine, nu câștiga săptămâna asta, puteți câștiga săptămâna următoare pentru că energiile se prelungesc. Deci, sau jucați la mai multe jocuri, poate, și acest lucru depinde și ce joc jucați. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, că vă veți regăsi în ele, că aceste numere care vi le-au dezvăluit, aceste cărți, vă vor fi norocoase, veți câștiga la loterie. Chiar vă rog să-mi lăsați mesaje la această etalare, să reveniți și să-mi spuneți că ați câștigat. Am văzut că mai sunt persoane care au revenit și mi-au spus că au și câștigat. Chiar dacă n-ați câștigat sume mari, ele pot veni. Nu poți să joci odată și gata, trebuie să și câștigi marele premiu. Poți să joci de mai multe ori și să câștigi cei care au câștigat.
Nu întotdeauna sunt cei care au jucat o singură dată, da? Deci depinde de la situație la situație. Nu, și trebuie să aveți încredere în voi. Trebuie să aveți încredere că veți câștiga, să fiți convinși că numerele voastre sunt cele mai bune, că voi aveți succes și așa mai departe. Știți, cum spune și Biblia, ci crede și ți se va da, bate și ți se va deschide. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc așadar că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roșu, și vă doresc un weekend norocos. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!